Măi, oameni buni, așa ceva n-ați mâncat în viața voastră. Cremoase, delicioase, îmi plouă în gură de nuc. Mamă mia! Hai, dacă îmi pun mintea cu ea, o termin și pasta și... Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie, vorba aia. Cine împarte, parte și face. Dragii mei pofticioși, mai am o bunătate pentru voi, o bunătate de post, o bunătate vegană cu paste orzo, pentru că am văzut că v-au plăcut. Dragii mei, ce am aici găsiți și acolo jos în descriere, acum am să mă apuc de pregătit o rețetă super simplă, super ușoară, ce implică niște bunătăți. Niște bunătăți puse de Paul și Constantin anul trecut, alături de voi. Aici am sosul pentru pizza, îl găsiți în playlistul meu pentru iarnă și aici am ciuperci ghebe, la borcan. Tot așa, ghebe, șef Paul Constantin și vedeți cum le conserv pentru la iarnă. La fel și sosul ăsta minunat, ca să nu mai spun de sucul de roșii. Deci munga de anul trecut, ia cât-o alături de voi. Să vedeți că le folosesc ca orice om normal la cap, că nu degeaba am muncit. Așa că, dragilor, haideți să pregătesc niște paste nemaipomenite super, super delicioase de n-o să-ți vină să crezi. Hai să le pregătim! Așa că, dragii mei, să-i dăm drumul și cum altfel decât cu renumitul ulei de măsline. Pentru că paste orzo egal Grecia, Italia sau cine le-o mai face. Am să pun ulei de măsline cât să acopere fundul acestei cratițe. Estimez undeva la vreo 50-70 de mililitri de ulei de măsline. Pun săricică dintr-un simplu motiv și dacă ați fost atenți la rețeta trecută, ei bine, sarea în combinație cu uleiul nu-i mai permite uleiului să sară din strachină, din oală, pardon. Așa că am să pun puțină sare, să zic o linguriță rasă de sare. Am să pun și o linguriță rasă de piper proaspăt râșnit, pentru că prăjit va da o aromă de nucă, o aromă mai intensă și va scădea așa puțin din intensitate. Undeva la un gram, un gram și jumătate. Pentru o aromatizare în discuție, adică cât stăm noi de vorbă, am să pun și o căciulie de usturoi mărunțită la cuțit. Ia câtă, asta. O pun aici, aromatizez uleiul de măsline. Asta vreau să fac, de-aia pun usturoiul înaintea cepei. Pentru moment, nu pierd vremea și amestec de grabă. Atât, 10 secunde las. Și am să completez cu ceapa, ceapă roșie, asta, o ceapă, să spun, medie spre mărișoară. Pui aici, să nu care cumva să seară, Doamne ferește, usturoiul, pentru că tinde să devină amar. Oala de fontă se încinge foarte repede și foarte bine. Drept urmare, trebuie să te miști oarecum mai repezor. Și, da, nici aici n-am să las foarte mult, undeva la 30 de secunde maxim, să stea și ceapa împreună cu usturoiul, piperul, sarea și uleiul. După care am să pun ce vreau să elimine mai repede apa din compoziție. Mai exact am aici conținutul unui borcan de ghebe. Borcan de 370 de grame, de mililitri, ce-or fi ei, puse de șef Paul Constantin. Rețeta aici la recomandări sau la finalul acestui video. O pun. Le-am scos din borcan, le-am clătit bine, în vreo două ape, după care le-am pus frumos la mâncărită. Iau și amestec și am să las totul până când nu mai dă semne că ciupercuțele acestea ar conține apă în compoziție. N-ar trebui să ia mult, căci vorba aia, m-am folosit de forță. Le-am strâns bine în pumn ca să elimin cât mai multă apă. Să zic undeva la 2-3 minute, nici mai mult, nici mai puțin. După 3 minute. După 2-3 minute iei și pui mixul de legume. Și da, de data aceasta am un mix de legume super rapid, cum îmi place vouă, luat de la magazin, de la supermarket. Și am aici undeva la vreo 300 grame de legume. Am așa, am păstăi, morcov, ardei gras roșu, porumb și mazăre. Îl pun aici și amestec bine bine până când văd că nu mai are apă în compoziție. Deocamdată apa egal dușmanul la rețeta asta. De ce? Pentru că n-am nevoie de ea deocamdată. Mai las două minuțele. Ce colorit frumos am eu aici în această minunată policică. Două minute mai târziu. Dacă vrei și o notă specială, ei bine, poți să pui și niște oregano uscat. Iacă-te, ca o linguriță rasă, să zic așa. Nu am prezentat-o, dar ți-o prezint acum. Continui să amestec și da, se pare că apă egal nu prea. Așa că am să pun pastele orzo. Și am aici 500 de grame de paste orzo. Le găsești de cumpărat la magazinul cu L mare, dacă ești pe aproape, sau chiar la magazinul cu capa mare, cu A mare, cum vrei tu să-l cauți, sau ăla care l-ai la îndemână. Pui aici. Ce urmăresc? Ei bine, vreau să tratez aceste paste în puțin ulei cu aceste mirodenii, cumva să le dau un gust și să le caramelizez. Da, ai auzit bine, să le caramelizez. De ce? Pentru că aceste paste minunate conțin amidon, iar în
contact cu cădura, glutenul ce l-am pus se transformă în glucide. Adică vom îndulci preparatul într-un mod natural. Da, ca la orez. Simplu ca bună ziua. Cine n-a știut treaba aceasta? Nu o las mult. Un minut, maxim două. Dar să amesteci în continuu pentru că există posibilitatea să se lipească. Da. Până acuși. Când nu se va mai lipi. Așa că, dragii mei, după un minut și jumătate, bag de seamă că pe fundul oalei s-a format un fond. Exact ce am spus. Zaharuri caramelizate. Și am să dau focul înspre minim deocamdată și am să pun 500 de mililitri de suc de roșii. De la de l-am pus împreună asta toamnă. Ia câtă. L-am pus aici. Sucul acesta de roșii e partea acidă. Iar partea acidă ce face? Exact. Desprinde zaharurile caramelizate de pe fundul acestei oale. Și asta urmărim și noi. Să întoarcem bunătate de glucide în mâncărică. E bine, acest procedeu se mai poate face și cu vinuț. Da, partea acidă va desprinde acele zaharuri caramelizate de pe fundul oalei. Deja mă repete prea multe ori și deja ți-am băgat la cap acest lucru. Știi ce ai de făcut. Și am să completez cu minunatul sos de paste. Da, o nebunie de sos, nu alta. Te invit să urmărești rețeta să vezi ce simplu se face și cum îți va scuti o grămadă de timp la paste. Așa că pun aici undeva la 400 de ml de sos de ăsta minunat. Continui să amestec. Iar în completare, pentru că pastelor le place apa, le place lichidul, am să pun jumătate de litru de apă. Ia cât așa. Și urmărește rețeta dacă va mai fi nevoie. Ei bine, îți recomand să mai pui apă. Trebuie să iasă pastele astea super, super minunate. Așa că pune cât crezi tu de cuvință. Și da, tot ce trebuie să faci este să lași la un foc mic să se gătească totul cum trebuie. Cât o să ia? Estimez eu că undeva la vreo 20 de minute maxim ar trebui să fie totul gata. Din când în când mai revii, asupra-i și iei și amesteci. Amesteci și dacă mai trebuie apă, mai pui apă. Dacă mai trebuie sare, mai pui sare. Dacă mai trebuie condimente, pui condimente. Pui ce dorești tu ca să-ți iasă exact ce trebuie. Și da, dragii mei pofticioși, iată aproape gata o rețetă de paste minunate. Acum tot ce trebuie să fac este să am răbdare să se fac. Simplu ca bună ziua. Uite așa. Ce bine arată. Ce bine arată. Abia aștept să mănânc. Ia uitați voi aici. Suntem aproape gata. Practic în vreo 3 minute cred că am terminat. Da. Pastele s-au făcut cum trebuie, s-au înmuiat cum trebuie. Am pus undeva până acum, cred că aproape 800 de mililitri de apă. Să tragă apă suficientă încât pastele să fie exact cum trebuie. Eu zic că arată bine. Încă puțin și e gata. Ne pregătim de marea degustare. Dar aici am să-ți mai dau o mică sugestie. Dacă nu ai sosul acela special pentru pizza, cum l-am făcut eu și folosești orice alt sos, și ți se pare că această minunată rețetă este un pic acrișoară, e bine, poți pune o lingură rasă de zahăr, undeva la vreo 5-6 grame de zahăr, amesteci și practic vei tăia din aciditatea roșilor. Asta așa, ca o mică paranteză. Să știi și tu ce ai de făcut în cazul în care ți se pare că nu e ceea ce trebuie. Doamne, ferește să nu fie ceea ce trebuie. Se supără Constantin, nu de alta. Continui să amestec. Cam mămăligă. Și te joci așa, de colo-colo. Gust de sare, de piper, de ce mai dorești tu și acum apoi. Să obții gustul acela nemaipomenit, care îți place ție, care îți târnește papilele, să spună că da, într-adevăr, este o rețetă pe cinste. Dragii mei, e gata! E gata! Uite și tu ce cremoase sunt și ce delicioase sunt. Că vorba aia Constantin a gustat, dar n-a suflat o vorbă. Șmecherul. Dragilor, ce rămâne de făcut decât să iau, să le pun într-o farfurie și să ne pregătim de marea degustare. Și aici poți să-ți mai vând două ponturi. Dacă ai verdeață, o toci fin, partea cu frunzulițele și o pui aici. Aromatizează, vitaminizează, tot ce trebuie. Însă m-au rugat cei mici ai mei să nu pun. Și eu, pentru că gătesc pentru familie, practic ce gătesc, aia mănânc, ei bine, n-am mai pus. Iar a doua chestiune, dacă dorești să treci această rețetă de post sau vegană în de fruct, ei bine, simplu. Ras pe deasupra vreo 100 de grame de parmezan. Și învârți, și învârți, și amesteci, și amesteci, până când cremozitatea te dă pe spate și îi să spui un deliciu nemaipomenit. Eu am să încerc și așa, și așa. Pentru că rețeta aceasta merge în playlistul cu rețete de post și rețete vegane. Iar cine dorește, poate să o transforme după bunul plac. Așa că, dragii mei pofticioși, acestea fiind spuse, haideți să pun și o farfurie, să ne pregătim o dată pentru totdeauna de mare degustare, că știu că abia așteptați să vedeți cum îmi plouă mie în gură, ca să vă plouă și vouă în gură. Hai să pun în farfurie.
Pofticioșilor, iacătă, am făcut o a doua rețetă cu paste orzo, pentru că prima a fost un real succes. Cei mici ai mei au fost super încântați și mi-au spus să le mai fac. Nu puteam să le fac tot aceeași rețetă, că m-am săturat eu, așa că le-am făcut o alta. Numai că m-au rugat să nu pun verdeață. Ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Dacă tu vrei, ai să pui verdeață. Dacă tu vrei să mănânci de fruct această rețetă, sau mai bine spus ovo lacto-vegetariană, ei bine, ai să-i pui niște parmezan ras pe deasupra, să-i dea și mai multă cremozitate ca să îți strânească și mai multe papile gustative. Dar însă eu am mers pe varianta de post sau vegană. Așa că, dragilor, haideți să vedem ce a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu. Că, sincer să spun, la prima n-am putut de poftă, dar la asta deja îmi dau lacrimile de poftă. Hai să vedem cum e la gust. Și da, într-adevăr, sunt exact așa cum trebuie. Cremoase, delicioase, nemaipomenite. Uite aici, uite aici ce cremozitate au. Și da, ciupercuțe la borcan. Și aici, sos pentru pizza. Nu uita să le cauți, da? Pe canalul meu, playlistul pentru iarnă, găsiști acolo o grămadă de bunătăți. Ce poți să le pregătești? Fără nicio problemă. Și toate sunt garantate, dragii mei pofticioși. Avem zacuși de toate felurile. Avem zacuscă și de pește. Unde mai pui că avem tot felul de conserve și de murături. Ce să mai? Și invenții chiar. Am și castraveți cu știr. Nu știi ce la știr? Urmărește rețeta. Hai, hai să degust că nu mai pot de poftă. Am o grămadă de bunătăți. Asta vreau să zic pe scurt. Și am să iau așa, cu de toate, și la centrul de comandă zic. Mamă mia! Dragii mei, încă o rețetă super, super reușită. Legumele acestea, gătite în felul acesta, sunt o minune. Ce gust! Ce aromă! Ce combinație! Cu ciupercuțe, un deliciu, nu alta. O mâncare pe cinste pentru cei mici și îți garantez că vor mânca de numai. Super fericit, super încântat de ce a ieșit. Wow! Wow, wow, wow! Ia uite aici ce bine arată. Măi, oameni buni, așa ceva n-ați mâncat în viața voastră. Hai, dacă îmi pun mintea cu ea, o termin și pasta și mai am bunătăți care trebuie să le degust. Oh, ce viață, ce viață. Dragii mei pofticioși, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că vă abonați la canalul meu de YouTube, că mă apreciați pe pagina de Facebook, TikTok și Instagram, iar pentru toate acestea eu vă mulțumesc. Așa că, dragii mei, până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de paste, eu am să mai iau o gură, două, trei, că, na, vorba aia, cine împarte, parte își face. Mamă, ce delicio! Mamă, ce delicio! Nu-ți dau o costică, nu-ți dau. Las-mă pace!